Salut și bine ați venit la de lectură! Astăzi începem seria profesorului Robert Langdon cu prima carte din serie, care, culmea, nu este Codul lui Da Vinci, pentru că voi, apropo, mi-a spus că ați dori să începem cu cărțile lui Dan Brown. Făcuse mie o întrebare la un moment dat un episod de mult de tot și ați votat, a fost aproape la egalitate cu Asimov, Dan Brown și Asimov. Nimeni n-a votat pentru Jocul lui Ender. Curios. Mă rog. Dar totuși Dan Brown a câștigat detașat cu un singur vot, au fost și puține voturi. Ok, bun. Și începem cu prima carte din serie, care este Îngeri și Demoni. Eu am aici ediția specială ilustrată și e singura pe care o am, pe asta am citit-o și pe asta, despre această carte vă voi discuta. Mai întâi un pic de sinopsis, după aceea apăs pro și contra. Ce se întâmplă? Avem pe acest profesor Robert, care este un simbolist, o persoană care se ocupă de simboluri religioase și nu numai, din artă și din religii diferite, mă rog, cam peste tot, așa încearcă să acopere o paletă mare. Și acest profesor de simbolistică la un moment dat e contactat deoarece a avut loc o crimă într-un institut, CERN se numește respectiv institut. Este chemat acolo, se duce unde vede pe un oarecare Vetra, un profesor Vetra și nu mai știu cum îl cheam, care fusese ucis, infierat pe piept cu cuvântul Illuminati, un ochi scos, ulterior află că acesta lucra la un proiect secret în care încerca să colecteze materia antimaterie, respectiv antimateria colectată în timpul unui experiment în care s-a descoperit, ca să zic așa, particula lui Dumnezeu. Știu despre acceleratorul de particule, dacă ne mai ducem mai aminte. Aici o cunoaște și pe respectiva fata acestui mare profesor și împreună sunt trimiși la Vatican, unde tocmai urma să aleagă noul papă, deoarece vechiul papă murise, să făcuse conclavul, aceștia trebuia să intre și se află că Illuminati sunt de fapt un vechi grup de mari dușman, cel mai mare dușman al bisericii. Aflăm despre Illuminati, despre procesul lui Galilei, aflăm despre Bernini, cel care a făcut foarte multe tatui în Roma și în Vatican, despre biserici și despre calea Illuminării, calea Illuminati. Amenințarea unui asasin, cum mi se spune aici, care amenință să distrugă însăși biserica din străfundul ei, să distrugă toată această credință. Cum va face asta? Acesta a răpit 4 cardinali, ceea ce erau preferiți, și anume cei care urmau să fie aleși ca viitor cardinal. Pe acești 4 cardinali amenință să-i jertfească pe altarele științei, câte unul la fiecare oră, și avem altarele științei fiind pământ, aer, foc și apă, car asta este ordinea, fiecare dintre ei fiind înfierat pe piept cu respectivul cuvânt. Iar la urmă, ca un fel de mare ieșire din scenă, o explozie a respective antimaterii furate de la CERN, care va distruge întreg Vaticanul. Ok, bun, cei doi eroi noștri, povestul Robert și Victoria, așa o chema pe fata respectivului profesor, de la care a fost ucis, încearcă să elucideze această cale a Illuminati și să-l prindă pe respectivul asasin cu ajutorul poliției, atât a șefului poliției, cu toate că și acolo e un pic de amalgam. Mă rog, în toată această ecuație intervine și un Camarelio. Camarelio este șambelanul papei, care după ce moare până se alege următorul papă este conducătorul bisericii. Este cum a venit un papă interimar, ca să zicem așa.
Acesta ia destul de multe decizii în respectivul timp pentru a asigura buna alegerea papei, bunul mers, și dar aici se trezește într-o criză. El era un preot destul de tânăr după normele papalității, nefiind cardinal, bineînțeles, dar totuși având un trecut interesant, fiind în armată la un moment dat, pentru că a ales să vadă și partea mai grea a vieții, să vadă moartea, etc. A fost pilot de elicopter, mă rog. Și acest Il Camarelio cumva încearcă să-i ajute pe eroii noștri să-l dibuiască pe asasin, să salveze Vaticanul. Cumva pe umerii săi stă însăși soarta bisericii, bun, catolice și viitoare. Acest război cu Illuminati, care a ieșit din cumva negura timpului și se află în prezent, trebuie gestionat în așa fel încât să asigure viitorul creștinității. Lucrurile sunt destul de interesante. Cumva cartea Ursula Joscă e foarte grea, să știți. Cartea e destul de intensă. Cartea îți dă un aer de a sta pe muche de cuțit tot timpul. De fiecare dată când eroii noștri reușesc să rezolve un mister, altul se dezvăluie. Și tot așa aflăm o serie de indicii pe parcursul cărții, care ne trimit către biserici, care la rândul lor au statui, bazoreliefuri, trimite către cum sunt așezate acestea. Foarte interesante, sincer să fiu, mie mi-a plăcut destul de mult această parte a cărții, în care vedem statui reale, mănăstiri reale, lucruri reale, pentru că nu se precizează încă de la începutul cărții că toate locațiile, toate statuile, toate manuscrisele menționate în această carte, plus tot ce ține de ritualuri, cum ar fi cel al papei, alegerii noului papă și așa mai departe, toate sunt complet reale, sunt documentate, lucru care aduce un plus de originalitate a cărții, fiind cumva o carte clar foarte, foarte documentată, e plină de lucruri care te ancorează în realitatea de zi cu zi, ca să zic așa. Din punctul ăsta de vedere, nu am absolut nimic de reproșat cărții, pentru că ne plimbă printr-o minunată galerie de locuri de cult și nu numai, printr-o galerie de statui și de trimiteri către istorie, aflăm de purgă, aflăm de iluminati, cine sunt, ce au fost, despre pentagramă, despre multe, multe semne, semnul crucii și așa mai departe, lucruri pe care sincer nu le știam, dar care am fost uimit să le aflu. Cumva acest profesor cumva privește din spate, nu se lasă influențat de credință, încearcă să aibă o privire pragmatică asupra întregii situații, lucru care îi dă o claritate și îl ajută să elucideze misterul atât cât îl elucidează. Bun, să vorbim un pic despre cartea în sine. Cartea este de la editura Rau. Are undeva la 500 și, stai să vedem exact, 510 pagini și se află în traducerea lui, stai să vedem, Adriana Bădescu. Cartea ediție specială ilustrată, asta în primul rând o face foarte grea, cred că are undeva la 3 kg, nu știu, am cântărit-o, dar cam acolo, deci foarte, foarte grea și incomodă, mi-a fost destul de greu să o citesc din punctul ăsta de vedere. În schimb, un hardcover foarte bun, plus pagini lucioase, place fotografice și pline de ilustrații. Am să vă arăt aici câte ceva. Partea plusul acestei ediții este că în momentul în care citești, îți apar imagini despre lucrurile respective. Am să vă dau exemplu, la un moment dat eroul nostru este luat din unde locuia el în New York, dacă nu mă înșel eu, și dus în Elveția cu un avion. Și ni se spune numele avionului, dar noi avem aici fotografia acestuia, ca să știm cum arăta. Ulterior, spre exemplu, caută o anumită statuie sau o anumită biserică, dar noi vedem exact cum arată. Uitați, avem exemple de tablouri celebre, respectiva piață unde el caută sau cum arată statuia. Este extazul Sfintei Tereza. Așa arată statuia făcută de Bernini. Chestia asta cumva
aduce un plus de originalitate cărții, dă un plus de vizual, pe unde nu suntem neapărat nevoiți noi să vedem lucrurile, că acestea există în realitate. Și atunci le găsim aici. Mi s-a părut extraordinar de bună idee. Povestea e scrisă bine. Te prinde. E alertă absolut tot timpul și plină de imagini. Ca puncte negative, uneori fotografiile nu au sunt într-o rezoluție extraordinară, să văd pixelii. Iar încă un lucru care poate ar fi putut fi îmbunătățit, construcția de personaje, pentru că unele din ele sunt cam schițate și nu prea pus să relaționez cu ele. Într-adevăr, erau principal este bine schițat, dar chiar și el ar fi mers un pic mai mult. Cam atât am de spus cărții ca lucru negativ. Dar notam să-i dau un 9 din 10 pentru Îngeri și Demoni. O carte bună pe care o recomand, plină de tensiune, dar nu recomand să vedeți filmul mai întâi. Eu am văzut filmul la vremea când a apărut, cumva știam întorsăturile de situație, lucru care m-a făcut să nu fiu cu sufletul la gură pentru că știam ce urmează să se întâmple. Dar, cu toate astea, am privit și filmul după ce am citit cartea. Mi s-a părut, în primul rând, în film lipsesc multe lucruri, lipsesc personaje între bucăți întregi din carte, de la CERN, de la chiar și din Roma, care ni se scoate. Unele personaje au alt final, mor în alt timp, alte personaje care în carte mor, în film trăiesc. Cei care mor, uneori mor în moduri diferite. Unul din simbolurile iluminate este scris altfel, aici având alt simbol, în film având alt simbol. Lucrurile au fost schimbate destul de mult. Nu neapărat în rău, nu neapărat în bine. Cumva au mai schimbat povestea pe aici pe acolo. Dar, per total, hai să zicem că e aceeași poveste în mare, ținând cont de ce se întâmplă. Dacă ar fi să aleg cartea sau filmul, clar că aleg cartea, dar nici filmul, să știți că nu e un film prost. Deci, la urmă, depinde de voi dacă aveți timp sau dacă aveți cartea. Eu totuși vă recomand cartea să o citiți mai întâi și după aceea dacă doriți să vizionați și filmul. Cartea e o carte bună, 9 din 10, după cum v-am zis. Pe mine m-a prins, de-abia aștept să trec mai departe. Asta fiind zis, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți tot nici de lectură.